Ok, hai să trecem și la următoarea întrebare, ca să avem timp și pentru secțiunea de Q&A. Care sunt top 3 cele mai frecvente greșeli făcute de antreprenori când caută finanțare de la investitori? Iar din experiența ta ne-ar ajuta foarte mult să ne dai care sunt cele mai frecvente greșeli cu care te-ai întâlnit. Da, cred că probabil cea mai frecventă greșeală pe care am văzut-o este lipsa unui plan sau lipsa unui plan serios, să zicem. Sunt două situații de lipsa unui plan. Sunt antreprenori care roagă un prieten sau un consultant, fă-mi și mie un plan de afaceri, că trebuie să mă duc la un investitor sau la bancă sau la fonduri europene. Și după aceea se duc cu acel plan, deși nu e un plan asumat de ei. Este făcut de un terț care nu prea știe de fapt ce se întâmplă în compania respectivă. Asta este total negativ. Să zicem, din perspectiva și din percepția investitorului, pentru că un investitor poate să înțeleagă foarte repede dacă planul respectiv e asumat sau nu de antreprenori, prin două, trei întrebări simple. Doi, nu face un asemenea plan și vine și zice, am o viziune, știu că vom ajunge acolo, poate că chiar e un antreprenor și ar putea să ajungă acolo, dar înseamnă un minus semnificativ în discuția cu un investitor. Și asta vreau oamenii nu se duc de fapt cumva. O altă greșeală pe care am văzut-o a fost o abordare mult prea optimistă și triumfalistă. Sunt antreprenori și e bine să fie încredere în planul de afaceri, dar e bine să te gândești la condițiile. Cu alte cuvinte, dacă investitorul creabă care e competiția ta, este negativ să spui, noi nu avem competiție, noi suntem cei mai buni, ceilalți proști. Sau nu există competitori. Pentru că e așa. Sau dacă ești întrebat ce se întâmplă dacă ești o situație mai proastă de piață decât ai estimat antreprenor, atunci ar trebui să vii și să prezinti niște scenarii mai aproape de filiere. Ok, putea să este și un scenariu mai negativ, dar noi ne gândim totuși că putem să mergem în scenariul acesta pozitiv. Pentru că tot așa, din experiența mea cu antreprenori, cam 90% din cazuri, toate cifrele care ni se furnizează la început ca plan pentru un an sunt de fapt mai mari decât realitatea. 10% de excepții care sunt invers, de obicei aceasta sunt fie companii fabuloase, fie companii care sunt neapărat extraordinare, la care fondatorii au făcut un plan prea modest, să zicem, dar de obicei în acele companii planul modest nu se investește, pentru că investitorul nu vede pentru, dar nici să vină o poveste care să nu fie sustenabilă. Multe ar fi greșelile cele mai frecvente a planului, partea de venitul cu foarte ambiții optimiste și ideea asta că nu există concurență sau că și dacă există.